Antrenorul părinților cu Mirela Retegan și Gașpar Gheorghi la Europa FM. Bună ziua părinți, bună ziua copii, sunt Mirela Retegan și împreună cu Gaspar Gheorghi la penultima ediție Antrenorul părinților din acest an. Bună dimineața Gașpar Bună dimineața Mirela. Mă bucur foarte tare să te văd. Plăcerea e și de partea mea. Astăzi aș vrea să vorbim despre felul în care părinții influențează viețile copiilor. Mai degrabă, cum să fim ghidul copilului nostru fără să-i influențăm alegerile foarte tare. Observ în jurul meu o nevoie a părinților de a lua decizii de la cele mai mici până la deciziile majore din viețile copiilor lor și hai să vedem, de fapt, ce înseamnă să alegi în locul copilului tău, cât de tare influențează lui asta viața. Și unde începe și se termină rolul părintelui de a alege pentru copil? Ce e un ghid, Gașpar? Probabil că ghidul e acel om care ne deschide uși sau care ne indică direcții sau care ne încurajează, care ne, uh, ne dă încrederea uneori mirela că direcția în care mergem e bună sau că ar fi nevoie să schimbăm ruta pe care, pe care avansăm. E cineva care știe traseul? Exact, e cineva. Dar care cine... știe traseul doar până unde a ajuns el. Exact. Asta exact. mie mi se pare foarte important. A fost așa revelator pentru mine. Hmm. Oamenii te duc doar până unde au ajuns ei. De acolo încolo va trebui să găsești pe cineva care a ajuns mai departe sau să riști și să descoperi singur. Da. Este părintele, frumos. un ghid pentru copilul lui. Cred că ar fi bine să fie părinții ghizi noștri, cel puțin pentru o anumită perioadă din viață. Pentru că avem nevoie de oameni care să ne ajute să ne găsim și încrederea și curajul. Dar și să ne transmită în momentul în care direcția în care mergem nu e probabil cea mai bună. Pentru că la anumite vârste știm că ne putem expune unor pericole, unor riscuri, și atunci ghidul e ca o centură de siguranță, dacă vrei. E acea persoană care. Își imaginează, probabil, pașii pe care i-aș face și pentru care experiența de viață, pentru care maturitatea necesară poate anticipa care ar fi consecințele sau costurile, dacă merg într-o direcție nu tocmai ok. Asta în cazul în care ne referim la lucrurile nesănătoase, uh -huh. pe, despre care știm deja. Și care fac parte din viață și sigur. știm deja că ele nu au cum să te ducă spre ceva bun. Alcoolul, drogurile. Care sunt zonele în care părinții ar fi bine să facă pasul înapoi și să-i lase pe copii să aleagă singuri? Depinde foarte mult de vârsta copilului, pentru că în momentul în care vorbim de un bebeluș, de un preșcolar, probabil că mare parte din decizii sunt luate de către adult, însă pe măsură ce copilul se dezvoltă, pe măsură ce copilul devine din ce în ce mai conștient de sine, pe măsură ce își poate exprima preferințele, dorințele, interesele, acolo e bine ca părinții să aibă această flexibilitate, îi spunem în psihologie, de a putea să fie prezenți doar în calitate de observatori și să intervină doar în momentul în care copilul are nevoie. Deci pe măsură ce copilul crește, pe măsură ce copilul se dezvoltă, are o capacitate din ce în ce mai bine dezvoltată de a avea grijă de propria persoană, de a-și îndeplini nevoile, de a identifica direcția în care vrea să meargă și aici e minunat dacă părintele poate, exact așa cum ai spus și tu, să facă un pas înapoi și să lase scena copilului. O scenă în care copilul se poate descoperi, o scenă în care copilul poate regreta la un moment dat. Că... Îți dau un exemplu. Eu am fost de curând la un eveniment unde erau foarte mulți copii cu părinții lor. La acel eveniment, copiii de. 4, 5, 7, uh -huh. 9 ani Cam Deci preșcolari și școlari, pre -școlari și școlari mici Însoțiți de părinții lor La acel eveniment era și Sara Pe care uh -huh. eu am tot povestit-o lumii Americanca pe care am cunoscut-o acum câțiva ani Și care are grijă de 10 copii Crescuți de ea și salvați de ea Majoritatea copiilor singuri la părinți, crescuți cu toată grija și cu toată atenția, stăteau cumva ascunși în spatele mamelor, uh -huh. în spatele părinților. Știi imaginea aceea cu copilul care stă după fusta mamei uh -huh. la propriu uh -huh. și de acolo de după fustă mai scotau capul? În timp ce copiii sarei erau înaintea sarei. Sara trebuia să țină pasul cu ei, să fugă după ei, să-i ajungă, în timp ce pe ceilalți, ma, mamele făceau gestul fizic de a-și duce mâna și de a-și lua copilul de la spate, el să te agățat de spate. Mi s-a părut foarte puternică această imagine. Hmm. Pentru că um, e clar că mamele acelea și ar dori să-și vadă copiii alergând în fața lor cum alergau copiii sarei și răspundeau copiii sarei și interveneau la toate discuțiile și la toate jocurile care se întâmplau la eveniment în timp ce copiii lor stăteau la spate și ele trebuiau să-i încurajeze hai du-te, hai joacă-te, hai prinde mingea, hai vorbește cu copilul celălalt Und, care e diferența? Probabil că sunt multe explicații. La unii copii e o chestiune de temperament, se nasc un temperament un pic mai inhibat și au nevoie de mai mult timp pentru a se expune atunci când sunt în contexte sociale, dar dacă ne gândim la copilașii de 3-4 anișori, probabil că ar trebui să luăm în calcul și situația pandemiei. Aceștia sunt copilași care și-au trăit o mare parte din viață cu distanțarea socială, cu reguli, fără să ne apropiem, fără să ne atingem și aceste lucruri pentru ei reprezintă o realitate a rămas în uh, memoria lor? E, Dacă vorbim e de copilași de 3-4 ani și absolut, probabil că 2, 2 ani iar și jumătate, aproape 3 ani din viața lor și-au trăit-o cu aceste reguli, cu aceste restricții și acolo e pe de-o parte experiența copilului, dar e și uh, mesajul pe care l-a transmis părintele să-l protejăm pe copil l-am ținut la distanță iar acum e nevoie să-l încurajăm să cunoască o altă normalitate o altă realitate și cu cât va fi Copilul dus mai des în astfel de contexte, cu cât părintele îi va șopti la ureche că este în regulă, du-te, bucură-te, explorează, savurează viața, eu sunt aici dacă ți este greu, te uiți spre mine, îmi cere ajutorul. În momentul în care îi transmitem aceste mesaje copilului, el se va simți viu. Ok, începe vacanța. Ce ar putea să facă în plus părinții în această perioadă ca să estompeze din um, efectele. efectele um, Pandemiei asupra copiilor lor? Eu cred că vacanța de vară e un context foarte, foarte bun, Mirela, pentru a explora natura și pentru a face tot ceea ce nu putem iarna sau în perioada în care suntem la grădiniță sau la școală. Așa că, cu cât includem în programul vieții de familie mai multe activități în care să mergem în parc, în care să mergem la munte, să mergem la mare, să mergem la țară. Pentru noi vacanța de vară era în special despre mersul la țară, la bunici, la rude, cât de bine ne-am simțit acolo, cât de liber ne-am simțit acolo, pentru că cumva nu regulile... Exact, regulile în uh, vacanță sunt diferite față de cele din timpul anului școlar. Pară, deci mă trezeam dimineața și mai ajungeam casă, acasă seara, seara la seara. curcare. Când te strigau probabil Aia bunica, mă duceam da. la vale să mă scald, furam biciclete să ne dăm, că n-aveam bicicletele noastre, mergeam la cules, ne jucam cu păpușile hmm. în pod. Da, deci cumva în perioada asta a vacanței de vară e bine să cedăm rolul de ghid. Și să includem în viața copilașului și alte persoane importante, de la bunici, la naș, la verișori, la unghi. Dar Cum fac eu, mamă, care am stat cu el 24 de ore din 24, i-am purtat toată grija, am controlat fiecare acțiune pe care a făcut-o copilul meu? Cum fac eu, o mamă osesivă sau uh, extrem de uh, prezentă în deciziile copilului, să fac pas în spate. Dacă am fost atât de implicat în calitate de părinte, cu siguranță am obosit. Cu siguranță nivelul meu de energie deja este scăzut și aici am nevoie să-mi ofer spațiu pentru odihnă, pentru relaxare, pentru lectură, pentru a face tot ceea ce, pentru a reveni în tot ceea ce înseamnă contexte sociale tipice adulților. Și în momentul în care îmi dau seama că de fapt a fost prea mult, pot să fac pasul înapoi mult mai ușor decât în contextul în care mă uit doar la probleme sau doar la ce nu ar putea să funcționeze. Mintea părinților se îngrijorează. Este în regulă să se îngrijoreze, așa cum este foarte, foarte important să nu confundăm realitatea cu îngrijorările noastre. Și una dintre cele mai eficiente strategii, la atunci când vrem să facem schimbări în viețile noastre, este să vorbim cu cei din jur. Mama să vorbească cu tata sau cu prietenele ei sau cu părinții ei sau cu un consilier, un terapeut, pentru că și părinții au nevoie de ghizi. Și atunci când punem în cuvinte care sunt planurile noastre, care sunt intențiile noastre, s-ar putea să crească nivelul de încredere și pe măsură ce vorbim despre asta să vizualizăm imagini care să ne încurajeze, să ne stimuleze să mergem în direcția dorită. Vorbim despre cât de tare influențăm alegerile copiilor noștri. Ținem cont de ce-și doresc ei pentru această vacanță sau facem ceea ce putem și atât? Din punctul meu de vedere, de fiecare dată putem ține cont și de nevoia copilului, de ceea ce își dorește copilul. Iar din punctul meu de vedere, de fiecare dată putem face mai mult decât putem face. De exemplu, de exemplu, adică dacă, dacă, ne destupăm la minte și dacă ne dăm voie dacă să ne relaxăm, ne relaxăm cred exact. că e așa un am, am sunat o încrâncenare, am, sunat-o pe mama, așa, da? Așa, pe mama ta. Ma, da, este un exemplu extraordinar, doamna Retegan, este ceva deosebit. Și i-am zis mamei mele, uite, vreau să mergem la ora, dar ce, zic, ce faci, sunt săptămâna trecută, ce faci vineri? N Apoi, nu știu. Joi mă duc la festivitate, la nu nu, vineri. Ai uh -huh. ceva în program? Nu știu, ea știa deja, este. cunoaște probabil, da, da, da și e sceptică de la început, nu se aruncă și zic vreau să mergem la Oradea, eu o să zbor cu Maia de la București, e ziua mătușii mele și vreau să mergem, sora tatălui meu, uh -huh. este ziua ei și uh, vreau să mergem la Oradea și vreau să vii tu cu uh, sora mea, cu o mașină, vă rezolv eu să veniți cu mașina la Oradea și ne vedem acolo, o vedem și pe mătușa, o sărbătorim, mâncăm împreună, ne vedem, noi ne întoarcem cu avionul seara, voi vă întoarceți. Dar nu, nu pot, nu pot, dar da, ce treabă ai? Dar bine, am nicio treabă, dar nu, 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 nu pot. De ce nu pot? Dar atâția bani, e, e scump, e... Mama, nu e scump nimic. Uite, mm -hmm. eu mă ocup de tot. Sau are permis gratuit la CFR, că tata a fost mecanic de locomotivă. Fii cu trenul dacă vrei, îți iau o cameră de hotel, rămâneți acolo, faceți o excursie împreună. Nu, 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 nu poți, n-am cum. Și am zis, oprește-te. Ai vreun motiv să nu poți? Nu. Ai ceva important de făcut în astea două zile? Nu. Vrei să te vezi cu mine, cu nepoata ta, cu cumnatata ta, cu celălalt copil, cu. vreau. Și atunci de ce zici, nu? Tapi, mm -hmm. da, nu, no. eu știu. Eu nu știu, Tapi, da, nu, no. da, eu. No. Știi, această frică da. de acțiune. Doar că aici pot să fie mai multe explicații. Te rog, Mirela. Te rog, pe de o cred parte, că cred că foarte mulți dintre ascultători se confruntă și cu aceste. Resistențele nu, părinților, da. Resistențele părinților pe care le transformăm și în rezistențele noastre. Uh -huh. Da. Pot să fie mai multe explicații. Pe de o parte, mama a fost luată prin surprindere, și aici e o diferență între atitudinea ta și atitudinea mamei, pentru că tu ai stat să te gândești înainte, tu ți-ai construit un plan, ți-ai dorit ceva, a apărut energia în mintea ta. Ea s-a trezit în momentul respectiv cu un apel telefonic și probabil că nu a avut suficient timp pentru asta. Pe de altă parte, mai e și varianta în care e bine să le spunem oamenilor că noi ne dorim asta. Pentru mine, mama, e important să ne reunim la Oradea pentru a o sărbători pe ah, mătușă. Bravo! Eu i-am spus doar, am întrebat-o ce face vineri și dacă vrea ea. Uh -huh. Nu i-am spus, uite, m-am gândit la asta, ar fi minunat, îmi doresc foarte mult și... Depinde de cum introducem povestea și uh, cum îi stârnim celuilalt curiozitatea de a fi parte din poveste. Dragă Mirela... <laughs> sună din nou pe mama ta și spune, dragă mamă, tocmai am vorbit cu Gașpar, data viitoare când o să propun ceva, întâi o să-ți spun exact de ce și cât de mult îmi doresc și abia pe urmă o să te întreb dacă ești liberă vineri. Vine Gașpar. Are sens? Are sens, doar că eu acum încerc să mă gândesc că felul meu de a acționa este exact felul în care a acționat mama. Mm -hmm. Adică influența mamei mele asupra mea a fost atât de mare, inclusiv din acest punct de vedere. Hmm. Pentru că mama lua decizii în locul meu pe care mi le comunica. Hmm. Ori eu cu ea am făcut același lucru. i am comunicat decizia pe care eu am luat-o și am așteptat să fie și încântată da, da. de faptul că eu am decis în locul ei. Hmm. Câți dintre adulții de astăzi copiază Obiceiurile propriilor părinți alea de care nici măcar nu ne-a plăcut. Cred că noi toți facem asta. Cu toții ducem mai departe această zestre comportamentală fără să o conștientizăm, fără să ne dăm seama că, de fapt, repetăm niște tipare, niște comportamente ale, ale părinților. Și putem să să vedem un pic mai clar ce se întâmplă cu noi atunci când îndrăznim să dialogăm pe, pe acest subiect, de exemplu cum s-a întâmplat cu noi doi acum, am pornit dintr-un punct și am ajuns în punctul în care ai realizat că de fapt, da, aș putea să fac eu mire la o schimbare, dar în același timp îmi dau seama că de fapt am uh, pus în aplicare exact ce am văzut la, la mama și cu toții facem asta, cu toții suntem impactați psihologic, emoțional, comportamental de ce am văzut în casă în care conștienți am crescut. de felul în care influențează viețile copiilor lor sau Pe anumite aspecte, da. Pe anumite aspecte, noi toți suntem conștienți de faptul că un copil are nevoie să învețe, nu? Și atunci le încurajăm să meargă la școală. Cu toții suntem conștienți de faptul că un copil are nevoie să se hrănească și atunci le încurajăm să mănânce cât de cât sănătos. Dar nu suntem conștienți neapărat de gesturile pe care le folosim, de cuvintele pe care le utilizăm, de mesajele subliminale pe care le transmitem, de comportamentele negative în care ne implicăm. Mulți dintre noi avem impresia că copilașii din jurul nostru văd doar lucrurile bune pe care le spunem fără să conștientizăm că văd și cât stăm pe telefon cum ne impunem punctul de vedere cum vorbim cu celălalt părinte al copilului cum reacționăm în momentul în care ceva nu ne este pe plac vorbim despre tantrumurile copiilor dar nu conștientizăm cât de multe tantrumuri avem noi în calitate de adulți cum reacționăm atunci când ceva nu ne convine toate acestea ajung la copii Cașpare, aș vrea, după ce ne întoarcem, să vorbim despre lucrurile care ne-au influențat, despre felul în care părinții noștri au uh, confundat ghidarea cu impunerea mm -hmm. unor uh, lucruri și cât de tare uh, a rămas în memoria noastră și rezistența la lucrurile pe care le-am simțit impuse, dar și în felul în care acționăm cât de mult am copiat ceea ce am văzut la părinții noștri. Ne întoarcem după pauză. Am revenit la antrenorul părinților, sunteți la Europa FM împreună cu Gaspar Gheorghe. Astăzi vorbim despre despre ghiz și despre felul în care părinții influențează viețile copiilor lor. Gaspar, ai uh, identificat acele lucruri în care părinții tăi au influențat viața ta într-un fel pozitiv? Cu siguranță. Uite, de exemplu, ceva ce am dus mai departe de la mama e credința în Dumnezeu și în momentele mele rele... Complicate, dificile, atunci când uh, mă simt neputincioși și neajutorat, uh, apare acest impuls de a privi spre ceruri și de a cere ajutorul uh, Divinității. Deci, credința în Dumnezeu, cum a influențat mama uh, credința ta? Prin faptul că m-am învățat să mă rog prin faptul că mergeam la biserică în mod regulat, prin faptul că am văzut comportamentele ei, în momentul în care este, era greu și dificil se îndrepta spre, spre divinitate. Mama, de exemplu, mergea la biserică de fiecare dată când aveam examene sau de fiecare dată când ne confruntam cu ceva ce era greu pentru noi în calitate de, de familie, o boală sau o schimbare sau o decizie majoră de fiecare dată energia divină era acolo și asta am dus mai departe. Simt că e ceva ce am integrat. Și ceva... ești ok cu această influență? Și influența? sunt foarte ok, sunt foarte ok. E, e un dar pe care, pe care îl, îl duc consider mai departe. un dar? Da, da, da. Ce ți-a mai uh, influențat mama ta? Uite, mi-a mai influențat uh, această atenție la felul în care mă îmbrac, mama fiind croitoreasă, dintotdeauna a fost atentă la... Uh, Cusăturile de calitate, la materialele de calitate, să se potrivească, să nu fie prea mare, să nu fie prea mică, să nu fie... Aici probabil că mi-a mi influențat și pozitiv și negativ această latură, pentru că mi-e greu să mă decid când îmi cumpăr ceva... Te uiți la prea multe aspecte. Exact, exact, da, da, da. E, e, e un paradox Așa. uneori în mintea mea. Mai Deci felul ceva? în care sunt atent la haine... Pozitive, da? Doar, doar la cele acum pozitive. pozitive. Să le luăm ah, pe rând, ca să le dăm timp ascultătorilor să se gândească și ei, că până la urmă despre asta e emisiunea, fiecare dintre ascultători. Ce, ce am mai preluat de la mama, și n-am conștientizat asta până acum, ce mi-ai adresat întrebarea, e rolul de a fi o gazdă bună. Momentul în care mergem sau venea cineva la noi în vizită în satul mare sau mergem noi acum, mama e extrem de atentă, gătește, pregătește masa, exagerează cu gătitul și mi am dat seama că tratează cu bucurie da, prezența. Da, 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 da. e multă care este dusă în nu e, acest nu rol e de porvodă, gazdă. Nu e uh... Poate uneori obosește, imaginez că nu e de fiecare dată ușor, dar dar se bucură și vă Se bucură actor. și se vede că este foarte motivată și același lucru îl fac și eu. Când vin prietenii în vizită sau când intru în rolul acesta de, de gazdă pot să fiu foarte atent și... Uite, hai să-i trimităm pe ascultători pe Facebook da. și să scrie pe Facebook un lucru pozitiv în care au fost influențați de părinții lor și un lucru negativ în care au fost influențați. Iar eu o să le dau jocurile Anotimpurile, anotimpurile Zurli. Este un joc inventat de mine și sunt foarte mândră prin Felicită. care copiii... Mulțumesc! Arată foarte bine cutia, este da, absolut deosebită. E foarte deștept, mm -hmm. pentru că ei iubesc puzzle-ul și am creat un puzzle în formă de pizza. Uh -huh. Am plecat de la o poezie scrisă de mine. Luna este ca o pizza mare, fiecare anotimp, câte trei feliare. Ah, ce și este toată poezia, o găsesc în, în cutie uh -huh. și sunt mai multe piese. Știi ce e foarte frumos? Ca la toate lucrurile zurli inventate de mine, el poate fi jucat de copil singur uh -huh. și poate fi jucat și în echipă. Deci e versatil și Mie îmi plac lucrurile Minunat. pe care copii, în care copiii nu depind de partener neapărat și uh -huh. poate să se joace și Singur. Deci, uh, pentru un ascultător care scrie pe Facebook un lucru pozitiv și unul negativ în care a fost influențat de părinții lui, eu ofer de la magazinul Zurli Anotimpurile Zurli. Ce frumos! Felicitări! Și partea ce le dai. Din partea paginii de psihologie avem această carte a lui Cenat Voitiț, mai bun decât părinții tăi, o carte care ne ajută să conștientizăm ce am moștenit și să decidem ce vrem să transmitem mai departe. Deci, a spus. Și avem trei ziarul, pagina, pagina de psihologie. Perfect. E un cadou foarte frumos pentru cineva da, care. Da, dar acum că spui, mi-a strânit curiozitatea. Da. Ai, ai, ai fost influențat de mama ta, pozitiv, în credință, da. în felul în care te îmbraci și în felul în care îți tratezi musafiri. Da. Da? La voi și cum a fost? La mine, să știi că și pe mine m-a influențat, în credință m-a influențat bunica uh -huh. dar am asociat tot timpul credința cu asumarea destinului, a sorții asta a fost ceea ce am înțeles eu de la ea că e cumva tot ceea ce trăim, că nu venim degeaba pe pământ că fiecare are o misiune și că în atâta timp cât Îți faci treaba, misiunea ta, bunica avea un fel foarte profund de a vedea viața, hmm. și foarte special, și foarte simplu în același timp. Dacă ești uh, 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 în voia lui Dumnezeu, cumva racordat, da, da. da. Asta însemna, înseamnă că ești pe drumul tău. Și vezi de crucea ta, totul era transformat, știi, toate expresiile astea uh, religioase, de fapt, erau uh, niște uh, învățături de asumarea destinului personal și a mm -hmm. menirii personale mm -hmm. cu care eu am rămas de la bunica mea și m-a influențat. Mm -hmm. Și Și ce frumos apropo de subiectul pe care îl dezbatem, pentru că aceste exemple pe care tu le-ai dat în mintea mea răsunau ca niște mesaje de ghidare exact. care te ajutau să să trăiești suficient de frumos și de bine și în armonie cu tine, cu lumea din jur. libertatea Absolut. de a alege potecile da, pe care da. merg, știi? De la mama și eu am moștenit, mai era tricoteză mm -hmm. și am moștenit această grijă la culori. Mm -hmm. Niciodată nu m-am îmbrăcat cu patru, mai mult de patru culori. Asta mi-a rămas. Să n-ai pe tine, nu fi sorcovă <laughs> și pom de Crăciun, să n-ai pe tine mai mult de patru culori. Da, Maxim patru. La ai. Care cred că nu are mai mult de patru. Nu are mai mult da. de patru. Te-am verificat. De cum mai intrăm, am uitat la tine. Asta am moștenit o de la mama. Mama m-a influențat în uh, felul în care îmi ating obiectivele și visurile. Mi-a dat încredere că pot să fac singură tot ceea ce îmi propun mm -hmm. uh, și că uh, nu trebuie să aștept după nimeni. Nu înseamnă că nu pot să lucrez în echipă, dar să nu aștept după nimeni să fac ceea ce am eu de făcut. Și sunt foarte multe lucruri hmm. pozitive în da, care m-a da. influențat mama. Și se vede din felul în care vorbești cât ești de recunoscătoare. Da, mamei și pentru... de entuziastă. Sunt foarte da. recunoscătoare. Tata m-a influențat în partea boema a vieții, Aha. în partea uh, altruistă. El fiind un om foarte generos și foarte relaxat în privința banilor... Uh, uh, Cerem împrumut și nu ne rugăm de nimeni. Nu a fost niciodată să nu fie oare. Cumva, mm -hmm. ai liniștit că. Uh, Un optimist. La, da, foarte optimist Aha. și cumva asumat. asumat. Cât avem, ne bucurăm de ce avem și am am influențat în asta. Mm -hmm. Nu am niciodată stresuri, nu mă tem niciodată că o să rămân. Fără un acoperiș deasupra și fără ceva de mâncare, m-a influențat foarte tare în zona culturală. Cu tata ascultam uh, radioul, uh, teatrul radiofonic, cenacul făcăra și citeam împreună. Mm. Procesul de la Nuremberg, ciogunul, toate cărțile care apăruseră în, în vremea aceea, uh, aici au fost influențele lui. Pe de tatăl tău cu ce te-a influențat? Mai ții minte? Acum, acum, în timp ce te ascultam, am dat seama că, de fapt, lectura a introdus-o tata și în viața mea, doar că e atât de interesant pentru că, în copilărie, mie nu-mi plăcea să citesc, însă l-am văzut pe tata foarte des citind. În momentele lui de me-time, timp destinat propriei persoane, asta făcea tata, mă duc aminte și acum, cărțile pe care, pe care le citea. Și fac asta destul de des în prezent, atunci când am nevoie să mă conectez cu, cu sinele meu, o carte reprezintă o alegere pe care mi-e ușor să o fac Eu cu tata ne ascundeam să citim pentru că mama wow. nu înțelegea La mama mea trebuia să lucri da, a, să da. să, să, fă, să faci ceva practic și noi ne ascundeam ca să citim <laughs> Da, foarte Și știi ce am mai moștenit de la tată? În momentele lui bune, pentru că din păcate în ultimii lui ani de viață au fost multe momente grele, dar în momentele lui bune era un bărbat care știa să asculte. Care știa să fie prezent, în așa fel încât să uh, asigure suficient loc pentru ceilalți, și avea și o căldură, avea o empatie care era Uite, prezentă. Vezi? Și tata era la fel, doar că influențată de mama, uh -huh. l-am crezut un om slab. Aha. Am considerat că n-are curaj să spună ceea ce are de spus, și aici mama a avut o influență foarte negativă, pentru că m-am raportat greșit la bărbați. Uh -huh. Am uh, tratat relația cu bărbații după modelul pe care l-am văzut la, la mama. Prin lentila mamei, da. 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 Și pe tata l-am considerat foarte multă vreme un bărbat slab, când, de fapt, tata a fost atât de deștept încât a ales această cale pentru a evita conflictele uh -huh. și a păstra armonia din casă, știind că cu mama n-avea altă șansă. <laughs> da, a găsit o strategie bună. Știi că tu zici tot timpul că a fost greu cu tata, la mine a fost greu cu mama. E adevărat că mama n-a băut niciodată, da, da, da. o singură dată am văzut-o. Și atunci. La noi, în familia tatălui meu, uh, uh -huh. erau uh, mai deschiși în zona asta de petrecere da, și da, de da. Distracție. Uh, distracție. Mama provenea dintr-o familie în care se muncea foarte mult uh -huh. și când am, am consumat și mama alcool o singură dată în viață și tata i-a zis, te, du te duc să te vadă maică-ta, mama a zis, du că mama mi-a zis când m-a măritat copilă, dă-te după casa la care te duci și asta am făcut venind de aici. I-am urmat sfatul așa erau ai mei Ce și frumos, da, da, era foarte mult umor la noi în familie și asta a fost o influență foarte bună din partea a îndurăra. dar am luat și foarte multe lucruri m-au influențat mm -hmm. într-un fel în care am muncit foarte mult apoi să corectez nu le-am dat voie m-am luptat cu ei și nu le-am dat voie să um, mă influențeze în deciziile mele de suflet. Mm -hmm. Am preferat să mă cert cu ei și să mă lupt cu ei ca să îmi aleg drumul așa cum am simțit eu. Evident că au avut dreptate și ei știau de ce să tem, și mm -hmm. dar eu trebuia să trec prin lucrurile acelea să ca să aveți lecțiile. Îmi, îmi învăț uh, lecțiile. Dar noi acum suntem niște părinți mai evoluați, da? Am făcut drumul un pic mai mult decât l-au făcut da, părinții da, noștri. Absolut. Cum fac eu să nu-mi influențez copilul în uh, lucrurile decisive pentru viața ei și în deciziile pe care trebuie să le ia singură? Probabil că iar ne întoarcem la vârsta copilului Mirela și pe Hai să vorbim despre el... adolescenți, Așa. că uh, atât timp cât sunt mici Facem ce putem, da, și ideal da, ar fi da. să-i și lăsăm să facă ei cât mai multe lucruri, să, să descopere lumea, și ei, da, să, -și, da. să avem răbdare să-și lege și returile, să mănânce singuri, să nu-i influențăm noi mm -hmm. în uh, felul în care ei descoperă lumea. Dar la adolescență, acolo unde se iau deja deciziile, încep primele examene, alegem facultățile, alegem liceele, alegem joburile. Aici putem să alegem primele iubiri, hmm. trăim primele da, povești da. de dragoste. Unde ar trebui părinții să se oprească din a-i uh, direcționa? Că una e să-l ghidezi și să-i spui, păi uite, ai putea să faci și asta, și asta, și asta, și asta, dar alege-tu ce vrei, eu te voi susține, mm -hmm. și alta e să-i spui, nu, tu te duci la medicină. Tu nu umbli cu băiatul da, ăla, că da. nu e dintr-o familie așa cum ne convine nouă, sau vezi că fata aia nu-mi place cum se îmbracă și nu-i ține -te vreau să te la mai distanță cu ea. de ea. da. E, e sensibilă granița pentru că părintele care e cu adevărat prezent și cu atenția îndreptată asupra copilului e un părinte curios. E un părinte care știe că la vârsta de 16 ani adolescentul gândește, simte, alege diferit față de cum a făcut-o la vârsta de 8 ani sau de 9 ani. Părintele își poate imagina cum și-ar dori să fie viitorul copilului, ceea ce e minunat, dar fi și mai înțelept să fie un model pentru adultul care și-ar dori să devină copilul. Copiii știu să pună limite, nu doar adulții pun limite. Întrebarea e eu în calitate de părinte, sunt atent la limitele pe care le transmite copilul sau nu? Le poate transmite într-o manieră elegantă sau o face într-o manieră agresivă, pentru că simte că nu l aud. Limitele pe care le pune copilul, de exemplu. Mama, am nevoie... Ai, nu, că te-ai dus prea departe, că sunt foarte mulți părinți care nici măcar nu-și pun problema că au un copil care pune limite. Da, da. da. Cum facem să le vedem? Mm, având ochii deschiși, urechile deschise, fiind Curioși, ca prezenți. Așa? Exact, exact, exact. Exact. Să fim ca niște animăluțe, foarte, foarte atenți. După care, cred că e important mirela să învățăm noi românii să dialogăm mai mult. Okay. Cumva dialogul ne sperie. Pe de o parte, nu avem exercițiu, pe de altă parte, nu știm cum anume să purtăm aceste conversații, iar dialogul, din punctul meu de vedere, presupune ca uh, unul dintre cei doi, părintele sau adolescentul, să vorbească și celălalt să asculte. Și părinții au tendința în adolescență să vorbească mai mult și să asculte mai puțin, de teamă. Nu cumva să o ia copilul pe arătură, nu cumva să greșească, nu cumva să și așa mai departe. N-ai cum să nu greșești în viața asta, adică din start e important să ne îl fac sumă. eu pe copil să vorbească? Dacă îl ascult, de regulă el vorbește. Eu n-am văzut adolescent care să nu vorbească dacă părinții știu să asculte. Nu vorbesc copiii în momentul în care părinții nu știu să asculte și de ce. Pentru că întrerup, pentru că intervin, pentru că critică, pentru că judecă, pentru că nu-i oferă spațiu. Vreau să vorbim despre cum îți imaginezi tu, adolescenta mea Mirela, viitorul. Nu e o discuție pe care o purtăm doar astăzi. E o discuție care are nevoie de mai multe reprize. Și spunem. Ce te pasionează în momentul ăsta al vieții tale? Spunem care dintre adulții din viața noastră, din jurul nostru, simți că reprezintă un model pentru tine. Spune-mi care sunt acele materii la care înveți cu cel mai mare drag și nu e neapărat o presiune, nu pentru e neapărat o, o povară. Pentru mine, acum mi-am amintesc, în timp ce vorbești tu, că am întrebat-o la un moment dat pe Maia, care este cuplul din jurul nostru pe care ea îl admiră, surpriza foarte mare a fost să-mi spună două cupluri pe amândouă prietenele, cheamă Monica una trăiește în Sibiu, Monica și cu Dan și cealaltă trăiește în Glasgow în Scoția, Monica și cu John și ambele cupluri sunt cupluri care trăiesc în, într-o iubire foarte calmă mm -hmm. și în cu armonie. mult respect cu pace în casele da. lor și a fost așa, wow! Și ce frumos că m-ai adresat da, acest subiect. Da, dar a fost o surpriză foarte mare să aflu răspunsul. Nu aș fi așteptat Ce bine că ai fost asta. curioasă. Pentru că astfel de surprize putem avea cu toții în momentul în care îndrăznim să purtăm astfel de conversații cu Și cu S-ar putea la un moment dat adolescentul să numească o persoană care nouă nu ne place care ne irită, care ne reuții, deranjează. Care... Și acolo iar sunt două aspecte foarte importante. Unu, de fiecare dată sau aproape de fiecare dată, Mirela, când mă deranjează ceva la celălalt, e din cauza faptului că văd în cealaltă persoană ceva ce nu-mi permit eu să exprim sau să manifest. E o parte pierdută a sinelui meu. Doar să conștientizez -a asta. explică puțin asta. Uite, de exemplu, mă deranjează la, Mine? la tine Bine, Mirela, da. faptul că asta uh, stai să mă gândesc, la ceva pe bune, da? Da, să, da, serios, să... deci chiar pe bune. Ca așa, cu zinele, uh, sunt foarte mulți oameni care nu înțeleg exact la ce uh -huh. ne referim când spunem că vedem în celălalt ceva ce uh -huh. noi nu reușim să facem sau nu ne place la noi. Uite, sau... m-ar putea deranja la tine așa. vine adolescenta și îmi spune că tata, eu vreau să fiu ca doamna retegan. Moment în care mie mi se strânge stomacul, mi se oprește respirația pentru că că uneori s-ar putea ca mie să mi se pară, doamna Retegan că având prea multă energie și implicându-se în prea multe activități și, și, și asta mă deranjează și, pe tine. și Și dacă nu, dacă nu am această da, da, de, stai un pic, de ce te deranjează? Acum, acum urmează să vorbim despre asta. Dacă nu am acest exercițiu de autoanaliză, aș putea să mă gândesc și asta e o influență negativă pe care am moștenit-o din familie, aș putea să mă gândesc că doamna Retegan este un om rău. <sus> Însă, dacă am. Rămâi cu mine, rămâi cu mine, conectată. Însă, dacă am acest exercițiu al analizei personale și îmi dau seama că, de fapt, ce mă deranjează la ceilalți e ceva ce există în mine, dar nu manifest, sau ceva ce există în mine și resping. Adică, tu ai această energie pe care ai putea să o folosești, dar nu o folosești. Exact. Și atunci, ți-e ciudă pe mine că exact. eu folosesc energia exact. și fac lucruri și sunt toată ziua pe toate exact. drumurile? Exact. Ezos. Și asta este o altă influență moștenită din familia de origine am înțeles e, e ceva ce am văzut la e și anume să nu ne exprimăm să prea nu mult, ne băgăm, să nu ne manifestăm să, să nu stăm ne în băgăm, să-i în banca ta să-ți cunoști lungul nasului și tu să aveți nu... pe doamna retegan care nu stă în banca exact, ei stă în exact, toate bărcile exact. <laughs> și, știi, știi, uite, mi-a venit în minte un, un moment în care pentru mine nivelul tău de energie a fost crescut Așa. acum câteva luni noi am zburat împreună la Cluj Așa. și am petrecut o zi minunată împreună și mi s-a părut că ne-am conectat foarte frumos, până în momentul în care ne-am suit în avion, ne-am așezat unul lângă altul, ne-am scos amândoi telefoanele și tu ai început să scrolezi sau să încarci ceva pe Instagram cu sunet. A fost momentul în care partea mea de particulă, copilul inhibat din mine, era, mamă, toată lumea ne-aude, îi deranjăm pe cei din jur, nu avem voie să facem asta. A fost un întreg discurs pe care l-am purtat cu copilul din mine. Din fericire, deja am avut suficient de multă înțelepciune cât să-mi spun: Am nevoie să învăț asta de la Mirela. Am nevoie să-mi permit să fac asta exact așa cum văd că face Mirela. Copilul din tine vorbea în tăcere. Copilul meu, Maia, îmi spune direct, mama, încetează, ne aude tot avionul, nu ți-e rușine, închide sunetul, îi deranjez pe tot. Și eu zic, da, ce fetiță, care e problema? Și e un pic de muzică. Fantastic. Da, dar cât de multe putem învăța unii de la alții, Normal. dacă îndrăznim să purtăm un dialog și cât de mult ce-ar putea schimba perspectiva părintele dacă ascultă adolescentul. Ok, să revenim. Deci asta înseamnă în momentul în care nu ne place ceva la cineva, trebuie să căutăm în noi de ce nu ne place acel ceva și să înțelegem că, de fapt, este ceva ce noi ne-am manifestat. Vedem un cuplu care se iubește și au o relație romantică și cu ciucu, mugu, mugu, uite, de exemplu, pe mine asta poate să mă deranjeze foarte tare. Baby, baby, baby tu muțu, muțu, pufu, lulu, șușu, așa mai departe. De Fapt e ceva ce face eu n-am trăit niciodată. Exact, poate nu ai trăit niciodată, poate n-ai văzut la părinții tăi, nu a fost modelat acest comportament. Da. El e acolo și dori există, să se întâmple, da. dar nu îndrăznesc. Uh -huh. Ca și pare gata emisiunea. A, ce repede a trecut! Da. Da, mulțumesc dacă frumos, vorbești despre mulțumesc. cât de, de minunată sunt Doamne, câte lucruri am aflat să Știi că eu o să mai ascult emisiunea asta în reluare Și voi o puteți găsi în reluare Și pe canalul de YouTube video Dar și pe Spotify Unde da. găsiți Antrenorul Părinților cu... Am auzit tot mai multe nume în ultima vreme Care mi a spus că uh, au acest obicei Ca în diferite momente ale zilei Să intre pe Spotify și să asculte Diferite ediții din Antrenorul Părinților Suntem foarte simpatici iar ediția Hai asta ediția asta o să îi distreze <laughs> foarte tare pe oameni. Intrați pe Facebook, scrieți acolo uh, un lucru bun și un lucru mai puțin bun în care ați fost influențat de părinții voștri, de la Gaspar primiți cartea mai Bun decât părinții tăi și revista pagina de psihologie, iar de la mine jocul ferile zurile de care sunt foarte mândră, o duminică minunată. Asemenea pe data viitoare. Mirela Retecan și Gaspar Antrenorul părinților la Europa FM.